If I knew you were coming, I'd have baked a cake, baked a cake, baked a cake. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. Cookies mean so much to me! Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi facem un tort cu banane fără coacere. Dacă tot este vară, nu are rost să mai încingem cuptorul. Putem pregăti un desert delicios, rapid și fără cuptor. Bineînțeles că puteți să pregătiți acest tort în orice anotimp, pentru că este gustos și potrivit cu orice ocazie. Nu trebuie multe ingrediente, nu se face greu, trebuie doar să-l lăsăm puțin la frigider, atâta tot. Așa că eu spun să vă notați ingredientele și să ne apucăm de treabă. Pentru început vom pregăti o formă de tort de aproximativ 22-24 de centimetri. Ar fi bine să aibă marginea detașabilă. Punem folie alimentară și punem mai multă folie alimentară pentru că la final vom acoperi tortul cu acel exces de folie. Și după ce am tapetat cât de bine am putut forma cu folie alimentară, o dăm deoparte și ne vom ocupa de banane. Am 3-4 banane coapte pe care le voi tăia în bucățele de aproximativ 2 cm. Asta depinde foarte mult și de cât de mare este tava voastră, dar aproximativ 2 cm, 2 cm și jumătate, și așezăm bucățelele de banane la baza tăvii. Trebuie să fie destul de apropiate, dar totuși să fie spațiu între ele, aproximativ așa cum vedeți în imagine. După care vom da puțin tava la o parte și ne vom ocupa de cremă. Iar pentru lucrul acesta am pus într-o crăticioară care încă nu este pe foc, nu este focul pornit. Am pus 6 gălbenușuri. Peste gălbenușuri adaug aproximativ 100 de grame de zahăr pudră. Puteți să puneți un picuț mai mult zahăr, un picuț mai puțin sau puteți să folosiți chiar și zahăr tost dacă nu aveți zahăr pudră. Îl încorporăm bine în gălbenușuri, după care vom adăuga 2 plicuri de budincă de ciocolată, budincă de cacao, și vom amesteca. Dacă nu aveți budincă de cacao, puteți să înlocuiți cu făină și cacao, aproximativ 60 de grame de făină și 40 de grame de cacao. Le amestecăm și pe acestea bine, bine de tot, după care adăugăm laptele. Însă la început vom adăuga mai puțin și îl vom incorpora în amestecul obținut anterior, ușor să nu stropim aragazul, iar pe urmă adăugăm tot laptele, mai amestecăm bine puțin și abia acum vom porni aragazul. Trebuie să fierbem acest amestec pentru aproximativ 5-7 minute, dar cel mai bine urmăriți consistența cremei. Trebuie să fierbem amestecul până când crema se îngroașă și devine așa ca o budincă. La final de tot adăugăm untul, care dacă este la temperatura camerei e mai bine, dacă nu, nu este absolut nicio problemă, și tot cutelul amestecăm destul de energic până se topește tot untul și obținem o cremă gustoasă și foarte fină. Acum reluăm forma de tort și vom turna aproximativ 3 sferturi din cantitatea de cremă. Eu mă ajut de această lopățică, puteți să folosiți și un polonic, ca să puneți crema așa din loc în loc, fără să mișcați bucățile de banană. După ce ați turnat crema, nivelați puțin, atât cât să acoperiți bananele. Cam asta ar fi ideea, să nivelăm, să acoperim bine de tot bananele. Următorul pas este să așezăm biscuiții pe toată suprafața prăjiturii. Eu am folosit biscuiți Oreo cu vanilie și biscuiți cu vanilie, dar de la altă firmă. Bineînțeles că ați putea folosi foarte bine și biscuiți cu ciocolată, dar îmi plac biscuiții cu cremă, deci să nu fie biscuiți simpli. Și așezăm biscuiții pe toată suprafața prăjiturii, după care vom acoperi și biscuiții cu crema pe care am
păstrat-o, tot așa o turnăm din loc în loc și cu o spatulă o nivelăm. Avem grijă să ducem crema până pe marginea prăjiturii și acum vom înveli prăjitura cu acea folie de plastic pe care am tăiat-o puțin mai mare la început. Pentru lucrul acesta am tăiat folia mai mare ca să putem înveli prăjitura. Prăjitura pe care va trebui să o dăm la rece pentru aproximativ 4-6 ore până când ea va deveni fermă. Să o putem felia frumos. După acele 4-6 ore, îndepărtez folia alimentară și cu ajutorul unui suport pentru tort, voi răsturna tortul, îl voi întoarce invers. Dacă nu doriți să folosiți un astfel de suport, puteți foarte bine să folosiți un platou pentru tort. Și priviți cu atenție cum procedez, vedeți că am întors-o ușor, aveți grijă să nu vă alunece. Și cu acest suport de carton așez tortul pe suportul de sticlă. Și bineînțeles că nu ne rămâne decât să îndepărtăm baza formei împreună cu folia de plastic și acesta este tortulețul nostru drăguț cu banane. Îmi place foarte, foarte mult cum arată. Din punctul meu de vedere nu îi lipsește nimic. Puteți să mai decorați cu ciocolată rasă dacă doriți, cu ganaș de ciocolată, dar din punctul meu de vedere este perfect așa. Și acum haideți să tăiem și o feliuță, să gustăm și să vedem cum arată și la interior. Și bineînțeles că acest tort se păstrează la frigider și din cauza că avem banane proaspete, este bine să îl consumăm în cel mult 2 zile. Aș spune eu să nu îl țineți prea mult, oricum nu cred că rezistă prea mult la frigider. Și uitați cât de frumos arată la interior. Bananele se văd foarte, foarte frumos, fiind puse așa bucăți mai mari. Sper tare mult că v-a plăcut această rețetă și că o veți încerca. Dacă o încercați, nu uitați să reveniți cu părerile voastre. Dacă v-a plăcut prezentarea, nu uitați să dați un like acestui filmuleț și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe rețete. Eu vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare, vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!